Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Cry babies, cry babies, magic tears. E lume prietenie și aventurilor magice. Cry babies. Captiv în joc! Da! Bonus! Dacă voi câștiga, voi primi inima cu aripi. Haide, lasă-mă să încerc. Nu așa... Sari, sari, acum! Ce mă enervezi? Și oricum, tableta e a mea. Păi, ok, nu contează. Dar să nu mă întrebi apoi cum să iei inima cu aripi. Bună, Lina! Ce a pățit Dreamy? Nu știu, se duce la muntele Fantasy. Hai să o găsim! Ok, haide! Un pas mic încoace, un pas mic încolo. Și portalul Fantasy ni se va arăta. O să sar mai sus decât un avion. Voi urca scările ca un pion. Inima s-o iau fără ghinion. Nu, trage, te rog, de volan. Trage de volan. Stai, ar putea să adoarmă înainte să parcheze corect? Da, spune-mi, Lenny. Uite, ce amuzant! Lena a făcut un joc cu ea ca personaj principal. Nu, sunt chiar eu! Yeah! Ce surprinzător! Chiar putem să o auzim! Cum a făcut asta? Nu știu cum, dar sunt captivă în joc! Nu mă pot mișca! Cum se joacă? Hei, apasă butoanele! Ha! Mă mișc! De fapt, tu mă miști! Oh, tu ești acolo? Chiar ești tu! Wow! Trebuie să mă mișc! Nu se poate altfel! Am înțeles! Apasă butonul sari! Ce greu e! Ăsta e butonul sari? Nu! Da! Inima cu aripi, poate e singura mea scăpare. Te poți baza pe mine? Hei! Hei, ai grijă, mai am doar două vieți. Oh, vai. Stai, încep să obosesc. Jocurile video nu obosesc. Sari, sari. Nu ai obosit? Sari. Vreau și eu să joc. Păi, trebuie să aștepți. Dar tu nu m-ai lăsat să mă joc. Mai am o singură viață. E rândul tău. Nu, nu, joacă-te tu. Doar Dreamy mă mai poate salva. Unde e Dreamy? Aici, ce se petrece? Vă pot ajuta? Dreamy, trebuie să mă ajut. Ești singura care joacă mai bine ca mine. Ok, ok, am văzut totul de pe muntele Fantasy. Dar nu ai zis tu că tableta este a ta? Și că doar tu te poți juca? Da, da, scuze, trebuie să împărțim totul aici. Dar, te rog, ajută-mă. Ok, numărul 1 te va salva. Wow, wow! Haide, Dreamy! Uimitor! Haide, Lena! Hai, Dreamy! Hai, Dreamy! Da! Ce se petrece? Nu mai merge tableta! S-a blocat! E vina noastră! Mai ceva! Stai, dar cum ai spus că ai ajuns acolo? Păi, am intrat în portal, fără să realizez în timp ce ziceam, o să sar mai sus decât un avion. Mai sus decât un avion. Voi urca scările. Voi urca scările. Cum era? Da, corect! Inima s-o iau fără ghinion. Inima s-o iau fără ghinion. Da! Uite! Hei, nu mă pot mișca! Ua, ce idee bună ai avut! Hai, Dreamy! Aproape am ajuns! Ua, ce palpitant! Să o facem împreună! Să luăm inima goari! Dreamy, tu ești tot în jocul video. Mulțumesc, Dreamy. Nu puteam reuși fără tine. Magic Tears! Ura!
jucătoare. A fost ușor, am învățat de la cei mai buni. Da! Uite, un joc video! Petrecere în pijamale! Vrei să mergi la petrecerea mea în pijamale? Sigur! Petrecere în pijamale? Vin și eu! Vin și eu! N-aș rota așa ceva! Vin și eu! Fii acolo! Grozav! Aduceți-vă pijamale de frumoase! Eu o să port pe preferata mea! Să mergem! Stai! Loli, tu așează ghirlandele. Lenny, tu te ocupi de poze, în regulă? Lulu, tu faci lănțișoarele cadou pentru fiecare. Cutie, tu te ocupi de tort. Mai întâi, verifică dacă pernele sunt de ajuns de mai pentru bătaia cu perne. Cred că e în regulă, a? Între timp mă duc să o caut pe Sasha să văd dacă vrea să vină la petrecere. Sasha? Ah! Te invit la petrecerea mea în pijamale. Voi purta ceva grozav. Eu trebuie să-mi vopsesc casa. Dacă termin repede, voi veni. Super, ne vedem. Nu! Nu pe sub scară. Aduce ghinion. Ghinionul nu există, să știi. Vezi, nu-i nimic. Și din nou, și uite, auzi la ea ghinion. Sper să nu-ți fie stricată petrecerea. Da, sigur. Trecutul pe sub scară sigur nu-mi va strica petrecerea. Wow, grozav! Totul este superb! Auci! Oh, nu! Ce dezastru! E în regulă! Avem timp să aranjăm până vin ceilalți! Surpriză! Am venit mai repede! Nu mai puteam aștepta! Putem să-ți vedem pijamalele, te rog? Acum mă duc să mă îmbrac! O să fiți uimiți! Bebelușilor! Wow! Și acum altă surpriză! Haideți să începem cu pozele! Fă o poză bună! Ce ghinion, Connie! Arăți puțin special! Special? Ce urmează? Cutia cu surprize! Ce frumos! Lănțișoare! Și abțibilduri! Le ador! Îmi amintesc de fantasy! Mai e unul singur! A? Îl împărțim? Nu-ți face griji? Fac altele! Arată mâinile! Aha! Wow! Să dansăm! Să dansăm! Ghinion. Nu este ghinion. Ghinion, Sasha. Sasha, ce s-a întâmplat? Nimic. Nu are sens. Și acum să înceapă poveștile de groază. Bebelușul a deschis ușa și biberonul era gol. Nu! Oh, Connie, cât ghinion ai? Bine, e ghinion. Am trecut pe sub scară și Sasha mi-a spus că îmi va aduce ghinion. Dar nu am ascultat-o și acum totul e un dezastru. Petrecerea e distrusă. Hei, știu eu cum să scap de ghinion. Trebuie să sari înapoi într-un picior și să spui: ghinion, pleacă acum! Gata, să mergem la Sasha. Mi se pare sau scara se află în casă? Să facem liniște! Sper să meargă! Ghinion, ghinion, pleacă acum! Ghinion, pleacă acum sau... Ce se întâmplă? Scuze, Sasha, ai avut dreptate cu scara! Am ghinion! Ghinion? Dar era doar o glumă! Uite, nu se întâmplă nimic! Toți avem zile bune sau rele! Hei, ce pijamale frumoase! Voiam să por la petrecere, dar totul a mers prost. Dar eu m-am distrat. Și eu! A fost cea mai bună petrecere în pijamale la care am fost. Și prima. A avut de toate. Povești, acții, build-uri, dans, plimbare și lănțișoare frumoase. Acesta e noroc, Connie. Ne!
here! Huh? Wow! Asta da petrecere în pijamale. Bebe Naut, bebe spațial! Și așa am salvat noi Muntele Fantasy de un super meteorit uriaș! Wow! V-am povestit vreodată cum sunt creați meteoriții? E o poveste uimitoare despre săritoarea Fantasy! O Fantasy care a atins o stea! Apropo, știți câte stele sunt pe cer? Ahem! Și știți cum a reușit să atingă steaua? A sărit așa de sus încât... Ieri am descoperit planeta lacrimilor! Wendy, gata! Vrem să auzim doar povești interesante. Un bebenaut a aterizat pe planetă și nu s-a mai putut întoarce. El încă plânge acolo. Wow! Serios? E adevărat? Desigur că e adevărat. Bebenautul era un bebe care a călătorit până la stele. Acum mult timp și a rămas acolo. De ce? Pentru că bebenautul nu știa cum să se întoarcă. Ce? Și bebenautul e încă acolo? Singur? Asta e foarte trist. Nu-mi pot scoate bebenautul din minte. Pierdut în spațiu, singur, singurel. Cum am putut rata așa ceva? Misiunea noastră e să veghem și să protejăm. Trebuie să-l salvăm pe bebenaut. Da, vom merge în spațiu. Dar bea aștept. Planeta lacrimilor, vom veni. Ura! Ești bine? Nu putem merge așa. E frig acolo sus și aripile nu pot rezista. Voi sări de la nord înghețată la nord înghețată. Au! Ce încerci să faci? Să ajungă în spațiu să salveze bebenautul. Ce bebe? A, da, bebenautul. Să sărim la fel ca săritoarea Fantasy. Să mergem în spațiu! Vreți să ajungeți în spațiu? Păi, veți avea nevoie de un walkie-talkie. Dar ce mă fac acum? Povestea este o minciună, dar nu pot să le spun adevărul. Mă vor urâ, am inventat-o ca să mă bage în seamă. Wendy cu povestea a mințit și walkie-talkie-ul a descoperit. Serios? Atunci îi arăt eu bebenaut. Acum bebeluș și Olexia vor învăța. Iar eu niște bacon voi mânca. Este atât de greu. Data viitoare mergem la tine acasă. Ce se petrece? Fii atentă și vei vedea. Uite, nu este posibil. Planeta lacrimilor. Asta nu e planeta unde era bebelușul pierdut? Ce bebe? A, da, chiar bebenautul. Păi, Jenna și Jessie au ajuns în spațiu. Dar cum? Uite, le am în acest walkie. Bună, Fantasy! Sunteți bine? Nu! Nu ne putem întoarce! Ajutor! Ajutați-ne! Ce facem acum? Au vrut să salveze bebenautul și au rămas acolo. Oh, nu! Nu vă temeți, vă salvez eu! Winnie, repede, nava mea! Nu vă temeți, mă voi ocupa eu de asta! Am ajuns! Jenna, Jessie, unde sunteți? Bebenautul? Dar eu am inventat toată povestea. Bebenaut! Te-am găsit în sfârșit! Huh?
Dar ce căutați voi aici? Cum ați ajuns aici? Ai fost păcălită! Noi știm că bebenautul nu există. Te-am auzit mai devreme prin walkie-talkie. Aveți dreptate. Am vrut doar să am o poveste interesantă. Îmi pare rău. Și ai reușit, dar... Este foarte rău să minți, dar nu ai ezitat să vii să ne salvezi. Ești o prietenă foarte bună. Acum ai de spus o poveste uimitoare. Magic Tears! Mișto! Pe prieteni să nu îi mințim, să spunem tot ce noi simțim. Așadar, bebeunatul e real? Capitolul s-a încheiat, iar Pandy tot n-a realizat.